găsit la Jurnal Economic. Vânzările de tablete le vor depăși pentru prima dată pe cele de PC-uri în trimestrul al patrulea, susținute de comenzile din perioada sărbătorilor de iarnă, asta potrivit analiștilor unei firme de cercetare. Schimbarea evidențiază noua eră post-PC, preconizată de fondatorul Apple, Steve Jobs, și vine la numai 3 ani după ce compania americană a lansat tableta iPad. În pofida evoluției din trimestrul al patrulea, livrările totale anuale de PC-uri, incluzând desktop-uri și laptop-uri, le vor depăși în continuare pe cele de tablete până în 2015, potrivit studiului. Totodată se așteaptă ca, odată încheiat procesul de impunere a tabletelor pe piață, să înceapă o altă tranziție, și anume ascensiunea hibridelor smartphone-tabletă cu ecrane de 5 inci sau mai mari. Nu există niciun angajament al Guvernului României de a crește fiscalitatea pentru persoanele care obțin venituri din PFA și drepturi de autor, a asigurat ministrul delegat pentru buget Liviu Voinea. Ministrul este nemulțumit că, deși s-a dat o dezmințire în acest sens, presa continuă să dezinformeze opinia publică. Conform înțelegerii cu FMI, din 2014 vor crește impozitele pe clădiri și proprietăți imobiliare, vor fi introduse contribuții sociale la veniturile din chirii, precum și accize la câteva bunuri de lux pentru compensarea scăderii TVA-ului. Presa speculase ca în scrisoare de intenție să fie prevăzută și majorarea plății contribuțiilor pentru pensii la activități tip PFA și drepturi de autor, asta prin eliminarea diferențelor existente în funcție de tipul de contract. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri forma finală a scrisorii de intenție pentru acordul preventiv cu FMI. Aceasta urmează să fie aprobată de președinte. Acestea au fost știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!